Fondul Monetar Internațional vrea ca guvernele să nu mai subvenționeze, plafoneze sau compenseze prețurile la gaze pentru populație. Astfel, spun cei de la FMI, populația ar consuma mai puțin gaz, iar rezervele astfel obținute vor fi împărțite între statele afectate de o eventuală oprire totală a gazelor rusești. Potrivit calculelor făcute de Fondul Monetar Internațional, 42% din importurile de gaze ale UE provin din Rusia, iar în cazul a 8 state membre UE, livrările rusești reprezintă mai mult de 50% din importurile de gaze. Context în care FMI prognozează că dacă gazele lichefiate nu vor fi partajate și prețurile nu vor fi ținute artificial la un nivel redus, orice acțiune a Rusiei de a înceta să mai aprovizioneze Europa cu gaze naturale ar declanșa o contracție economică de peste 5% anul următor în Cehia, Ungaria, Slovacia și Italia. Avertismentele specialiștilor Fondului Monetar Internațional vin chiar după momentul în care grupul Gazprom a trimis o scrisoare mai multor clienți europeni în care invocă clauza de forță majoră pentru incapacitatea de a livra gazele naturale convenite din cauza unor circumstanțe extraordinare care sunt în afara controlului său. În plus, comisarul european pentru buget, Johannes Hahn, a declarat că oficialii Comisiei Europene nu se așteaptă la reluarea livrărilor prin gazoductul Nord Stream 1 după efectuarea celor 10 zile de lucrări de mentenanță care sunt programate să se încheie joi. Consumul european de gaze a scăzut deja cu 9% în acest an, ceea ce a șters 0,2 puncte procentuale din PIB-ul Uniunii Europene, potrivit FMI. Însă, simulările efectuate de instituția financiară arată că, fără măsuri compensatorii, pagubele ar putea fi mult mai mari la iarnă. De asemenea, calculele FMI arată că economia europeană ar putea face față unei reduceri cu 70% a livrărilor de gaze rusești, dar ar apărea probleme în eventualitatea unei opriri complete a livrărilor. Cel mai grav impact ar apărea dacă gazele nu vor fi partajate între statele europene din cauza unor blocaje fizice în calea livrărilor și a deciziei statelor individuale de a face rezerve, dar și dacă gospodăriile ar fi protejate de prețurile mari de către guverne și astfel nu și-ar limita consumul de gaze la iarnă pentru încălzire. Așa că fondul recomandă guvernelor să nu mai acorde subvenții populației pentru gaze.